siguranță putem să ne alegem locul unde vrem să murim. Pentru că atunci se întâmplă niște lucruri care nu țin de tine, dar în apus, să zic așa, poți să apui pe o mare, poți să te pierzi în mare, poți să apui după un munte și așa mai departe. Sabin Bălaș a avut această inteligență de a omagia Iașu, știind că aici memoria funcționează pe termen ceva mai lung. În momentul acesta, tot ce a făcut doamna, colega noastră și domnul Rusu, eu cred că este un act cultural. Sunt atât de fericit că nu e nicio persoană interesată de alegerile locale, că la dumneavoastră pentru 100 de ani sunt lucrurile tranșate, spre nenorocul dumneavoastră. În același timp însă, cred că el trebuie în ordine personală să devină un eveniment. Lumea spune că, domne, trebuie să creăm evenimente, trebuie nu atât să le creăm, să credem în ele. Este o diferență mare. Am fost de zile trecute la tot fel de festivități, unele prețioase, și mi-am dat seama că se produce ceva, un lucru rău pentru societatea românească. Se trece în derizoriu totul. În derizoriu se trece totul, de la întâlniri, să zic așa, de mare nivel, cu trenul regal, etc., etc., și care devine un fel de bășcălie. Cineva și spus, domnule, zice, foarte bine că a venit trenul regal, ne-am urcat, ne-am fotografiat, am vorbit, nu știu ce. Zice, dar tablourile unde sunt? Că se zice că cu trenul regal au plecat tablourile și Van Gogh și ceilalți. Deci s-a găsit imediat cineva care să introducă un element perturbator. E nevoie de un fel de reconciliere, nu în sensul aplatizării personalităților noastre, ci a încercării de a nu vorbi toți în același timp, de a da importanța cuvenită accentelor dintr-o frază, dintr-o observație, dintr-o remarcă, și mai ales să înțelegem că în această Republică a Artelor avem în egală măsură dreptul să câștigăm sau să ratăm. Sunt lucruri pe care nici măcar tu nu le poți gestiona chiar atât de bine, ele țin de ordine superioare, dar bucuria pe care o trăim sau pe care vrei să o trăiești, că până la urmă este și o chestiune de voință individuală, să mă bucur astăzi, să mă bucur luni, că e luni și că m-am trezit și că am băut cafeaua și așa mai departe. Pentru că dacă așteptăm doar decrete și alte lucruri, nu le vom avea niciodată. Nu putem fi fericiți din dispoziția cuiva, indiferent cât de hâtru este cel care dă dispoziții. În condițiile date, noi avem acum aproape obligația morală să exprimăm sentimente de gratitudine față de cei care, iată, în loc să facă aici un mic bar, un club, ceva așa, între alb și negru, au sacralizat un loc. Nu spațiu în sine, ci aceste iluzii pe care le avem cu lucrările confraților noștri, sunt cele care dau substanță. Și lucrurile astea trebuie să le ocrotim. E nevoie, să zicem așa, de un minister al apărării valorilor, de un minister al apărării autenticului, de un minister al apărării inefabilului. Totdeauna spun că mă socotesc doar un contabil al inefabilului și nu știu cum fac, că întotdeauna numărul la care ajung, bilanțul, e fără soț. Asta înseamnă că e deschis, ca și în covoarele orientale, acolo niciodată, am văzut la Buhara și în alte părți, covoare care nu erau terminate și am întrebat că de ce nu sunt terminate. Păi zice, nu ne plac lucrurile perfecte. Trebuie să rămână așa ca generațiile următoare să mai adauge și ei câte ceva. De fapt, viața este o curgere, iar întâlnirea mea cu dumneavoastră, o bucurie. Vă mulțumesc!